Aspirantele noastre la titlul de Miss Boboc al Colegiului Tehnic Petru Bonirom. În cadrul spectacolului cu o tematică inedită, All Around the World, vom transforma tradiționalul concurs de frumusețe și istețime într-un show în care multe dintre cele mai cunoscute popoare ale lumii vor primi practic un omagiu din partea boboacelor. Am ales această idee deoarece dorim să punem în evidență diferitele culturi ale țărilor din Israel. Vor prezenta aptitudinile, eleganța și cunoștințele de care dau dovadă prin următoarele probe. Prima probă este legată de tema anului acesta, așadar, fetele noastre vă vor prezenta un dat specific țării extraze. A doua probă este cea de cultură generală, la care fetele vor răspunde la câte două întrebări alese. După aceste două probe, urmează proba de talente, unde popoacele ne vor cânta cu talentul cu care se mândre. Și nu în ultimul rând, nelipsita defilare, rochia de seară, în care fetele ne vor demonstra eleganța și grația de care dau dovadă. Însă, înainte de a da startul spectacolului, vom nominaliza pe cei care au dificila sarcină de a alege boboaca potrivită pentru titlul de Miss Boboc al Colegiului Tehnic Petru Poni, ediția 2019. Așadar, aplauze vă rog pentru doamna directoare Dascălu Mariana Gabriela. Doamna director adjunct Păstraru Mihaela. Doamna dirigintă a clasei organizatoare, care ne-a fost alături în organizarea acestui bal, doamna Mitrea Iulia. Hairstylistului Matieș Olivia și make-up-ul artistului Trifan Diana Elena, care au avut bunăvoința de a le înfrumusăța pe fetele noastre. Lui Ioan Lucaci, unul dintre sponsorii noștri. Și nu în ultimul rând, lui MC Darius. Eu zic să trecem la treabă și să facem cunoștință și cu fetele noastre. Aplauze, vă rog, pentru concurenta cu numărul 1! Bună seara! Mă numesc Sutui Luna, sunt de la clasa 9A și seara aceasta voi fi Carolina din Texas. Am decis să particip la acest concurs deoarece vreau să câștig mai multă experiență. Concurenta cu numărul 6.
ocazie, bine ne revedem. Îmi cer scuze, am luat puțin mai târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sper că ați avut parte de un eveniment reușit, fete frumoase, fete talentate, care așteaptă, cred, cu emoție rezultatele acestui concurs. Sunteți într-o perioadă a vârstei, anii de liceu, care sunt cei mai frumoși ani din viață. Și cei care sunteți în clasa a noua, vreau să vă spun că vă așteaptă o perioadă de care trebuie să vă bucurați în fiecare moment al acestei vârste și a acestei perioade a anilor de liceu. Cei care sunteți în an terminal, vă doresc să aveți mult succes. Vă așteaptă un an foarte greu, în care veți da dovada maturității voastre. Vă doresc să aveți în continuare o seară frumoasă, să vă bucurați de acest spectacol pe care voi l-ați organizat. Vreau să vă felicit pentru modul în care v-ați organizat. Decorul foarte frumos, chiar l-am apreciat. A fost un efort în spatele a ceea ce se vede aici pe scenă. Vreau să felicit și toate concurentele, pentru că sunt convins că și în spatele prezenței lor și a prezentărilor lor a stat o muncă destul de mare și fie ca cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă să câștige. Mult succes tuturor, o seară frumoasă, să ne vedem cu bine! Titlului de Miss Bobo. Așa că invităm în scenă pe doamna dirigintă Mitrea Iulia pentru a lemna diplomele concurentele noastre. Titlul de Miss Naturalețe îi revine
Cine